Ei bine, din ce în ce mai multă lume tinde să-și achiziționeze propria locuință, doar că bine ar fi să ne informăm foarte minuțios înainte de a întreprinde acest pas. Iată de ce în această dimineață ne-am propus să aflăm toate dedesubturile procesului de intrare în posesie a unui apartament sau a unei locuințe. Discutăm cu Virgiliu Cotruță, care este agentul imobiliar, cel mai versat în domeniu. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu o să încep printr-o întrebare, probabil incomodă pentru foarte mulți agenți imobiliari, dar una oportună. De ce totuși trebuie oamenii să apeleze la serviciile unui agent imobiliar și să nu mergem pe vechea sistemă, pe recomandare, pe search-uri pe internet? Așa, în primul rând, când apelați la un agent imobiliar, apelați la un specialist. Așa. Ceea ce presupune că, în afară de serviciile oferite de calitate, mai aveți și acces la o informație sau la o vastă informație despre alte apartamente, nu numai acele care sunt pe platformele de căutare. Așa. Deci cumva avem și o alternativă. Da, sunt obiecte sau apartamente care deseori nu ajung pe platformele cele care căutăm noi de obicei și noi le găsim, adică pentru clienții noștri. Cât de sinceri sunt agenții imobiliari? Pentru că eu îmi imaginez că ar trebui să prezinte orice locuință sub o formă inedită, că e locul visurilor dumneavoastră, sau e necesar să fie foarte sinceri cu potențialul cumpărător? Așa, haideți să spunem, pornim de la aceea că un agent imobiliar bun, specialist, el este sincer permanent cu viitorul client. Da, cu viitorul client. De ce? Cea mai bună reclamă, știți, pentru un agent imobiliar nu este aceea care apare undeva, dar din gură în gură. Un exact. Client mulțumit va spune la doi clienți mulțumiți că, uitați, v-am procurat de la băiatul ăla, de la agentul ăla, am cumpărat un apartament, e foarte bun, cu siguranță apelați la el. Un client nemulțumit, sigur că vă spune la alții 10 nemulțumiți. Una, în afară de asta că, de ce apelăm la agențiile imobiliare și mai ales la un agent imobiliar. Agentul imobiliar, în primul rând, este și un jurist bun, verificând documentele imobilului, este și un expert economic, verifică dacă prețul e corect, ok, pus la apartament sau nu. Este și un specialist creditar, dacă doriți să vă găsești oportunitatea cea mai bună pentru a lua un credit. Și plus este un bun prieten, care vă ajută să nu deviați de la planul de la început. V-ați ales să luați un apartament cu două odăi, începeți cu trei sau cu una să apelați. Plus mansardă. Da, cumva plus mansardă. Apropo, dacă tot am atins subiectele astea delicate, ce țin de preț, de amplasare, eu cred că ar trebui să le abordăm. Tendințele în ultima perioadă, care sunt? Pentru ce optează lumea? Haideți să spunem așa, în ultima perioadă, dumneavoastră vă întrebați de tendință pe piața imobiliară sau de tendință pentru clienți? Ce? Pentru clienți. Ce cumpără în general cetățenii Republicii Moldova? Așa, Moldova? Haideți să le distribuim pe trei categorii. Prima categorie ar fi tinerii, care vor să despartă de părinți, să trăiască singurii, sau sunt la început de carieră, sau abia s-au căsătorit, ei optează deja pentru un apartament cu o suprafață mai mică, plus minus 40 de metri pătrați, ceea ce ar presupune o odaie cu living și bucătărie. Așa. Cel care este student, vrea să învețe, să ia un apartament mai aproape de instituția de învățământ, el optează pentru un apartament cu odaie. Eu presupun pentru student, e ok. Deja familiile care au un copil, 2-3, optează pentru 2 odăi sau 3 odăi apartament. Bun, ce ține de tendințele pe piața imobiliară, care sunt acestea? Pentru că aici e un subiect mai sensibil, cumva lumea nu se interesează, lumea nu le cunoaște și pot să gafeze. Ok, eu două punctele evidențiez cel mai tare. Haideți să spunem că imobilul este o investiție pe termen lung, o investiție stabilă și vreau să spun că loturile pentru a construi ceva complexe rezidențiale în Chișinău, mai ales, sunt foarte puține. Ceea ce ar presupune că în următorii ani prețurile la apartamente vor crește. Așa. Bun, bine de știut. Da, să știți despre asta. În rest, apartamente sunt, prețurile un pic au crescut. Acum, la moment, sunt multe oferte, foarte multe oferte, în zona centru și în zona telecentru. Care sunt cele mai scumpe zone din capitală, de exemplu? Centru. Centru rămâne în top. Da, centru va rămâne permanent în top. De ce va rămâne permanent în top? Este acces la transport, la monumentele istorice, la grădiniță, școli. În orice moment m-am urcat în troleibus, în transport public, am plecat botanică, telecentru, centru, nu contează, unul chiar și cu mașina. Dimineața toți vin în centru.
locuind în centru, te duci din centru. Și mult mai ușor ca accesibilitate. Avem și centralizarea instituțiilor de stat, cumva, da, da, tot este importante. Adică la o întinsătură de mână. Bun, acum haideți să aflăm lucrurile care dor cel mai tare. Așa, prețurile acestora variază foarte mult, respectiv și modalitățile de achitare sunt varie. Putem apela și la un credit imobiliar, avem și programul național Prima Casă. Care este cel mai abordat de către cumpărători? Depinde. Iarăși depinde, venim la ideea de bază, ce scop și-a pus cumpărătorul. Fie că el e abia tânăr căsătorit, fie că s-a mărit familia, fie că vrea, eu mai știu pentru ce, să-și iei imobilul. Prima casă. Haideți să vorbim, a fost un program de succes. Din câte eu știu, 4.000 deja de familie au accesat programul Prima Casă. Este un program accesibil, având doar 10% din suma apartamentului. Puteți să procurați apartamentul. Dați, luăm un exercițiu simplu. Matematic, da? Da, să fie mai ușor pentru spectatori, telespectatori. Dacă luăm un apartament, 25.000, cu odaie, un bloc vechi, dar eu, dobândă aferentă efectivă, este acum de 8,34, dacă nu greșesc eu, ar fi așa, suma accesată 500.000 de lei, pe lună ar veni 3.800 și ceva lunar ar trebui să achităm. Eu presupun cumva că accesibil. Da, e aceeași preț pentru o chirie la un apartament cu odaie undeva în oraș. Mm-hmm. Am înțeles bine și acest exercițiu matematic, puteți deja să schimbați cifra, calculul se face în mod identic. Ai menționat tu, Virgiliu, ceva despre bloc vechi. Și acum vine întrebarea, pentru ce optăm? Locuri vechi sau blocuri noi? Pentru că, pe de o parte, avem blocurile vechi de care vrem cumva să scăpăm. De cealaltă parte, vine vorba din târg că blocurile astea noi se fac exact ca la Copy Center și nu mai fac față anumitor rigori și standarde. Există. Vorbește târgul așa. Haideți să spunem. Eu nu pun în categorii bloc nou, bloc vechi. Eu pun în categorii bloc bun, bloc rău. Mm. Pentru mine e așa. Există blocuri construite 25 de ani în urmă, dar sunt mai ok decât blocurile astea noi. Sunt și blocuri noi construite la cel mai înalt nivel de construcție, unde persistă absolut tot și izolarea fonică, izolarea hidro, absolut tot. Dar, iarăși, eu pun accentul pe bloc bun, bloc vechi. Există, de exemplu, în centrul nostru istoric, blocuri care au peste 200 de ani. De-aia au niște pereți groși de 2 metri undeva și el se consideră bloc bun. Iarăși, blocuri noi au 30-40 cm pereți. Și că e o carcasă din carton. Da, există și așa ceva, dar tendința ultima vreme a fi de a construi blocuri calitative. Fiindcă deja companiile de construcții și-au dat seama că totuși clienții optează pentru blocuri calitative. În plus, trebuie să recunoaștem că și legislația s-a mai înăsprit și verificările sunt mai îndesite, așa? Din punct de vedere legislație, începând de anul trecut, anul ăsta deja, așa? Cumpărătorul, adică clientul, este din toate părțile asigurat de stat. Așa, e bine de știut acest lucru, în plus am discutat și cu notarul Viorica Nagacevski despre acest lucru și despre modificările în legislație. Virgiliu, la ce ar trebui să atragă atenție oamenii atunci când merg să viziteze un apartament în intenția nobilă de a-l procura? Care sunt detaliile care fac diferența? Păi fiecare individual își pune detalii. Cineva vrea să fie o compartimentare mai bună. Așa. De exemplu, bucătărie. Dacă optăm pentru un apartament cu două odăi, bucătărie să fie pe mijloc, un dormitor în stânga, un dormitor în dreapta, blocurile sanitare separate ca să nu fie sfadă de dimineață, etajul iarăși mult contează. Nu știu de ce în ultima vreme tendința de a procura apartament este până la etajul 5. Are frică de înălțime. Nu persistă frica de înălțime, cât frica, dar dacă ascensorul se va strica. În ultima vreme sunt ascensoare foarte performante, ele nu se defectează, așa că optați, vă rog frumos, și pentru etajele de mai sus, fiindcă au și o priveliște mult mai minunată. Asta. Mai departe, alții optează și pentru blocuri unde sunt puțin vecini. Așa. Câte 4 apartamente pe etaj. Mai tip family. Da. Noi le numim case de tip club. Așa. Așa, ca un club micuț. Alții optează pentru locuri de parcare, iarăși mulți optează grădiniță să fie aproape, școală să fie aproape, poate și locul de muncă să fie mult mai aproape. Sunt foarte și foarte multe criterii după care fiecare client își alege individual apartamentul. Nu putem să generalizăm pe toți împreună. Cel mai important e că pentru toate gusturile se găsesc soluții. De asta și suntem noi agenții imobiliari, fiindcă noi știm, vorbind cu clientul,
necesitățile lui le aflăm și îi propunem absolut ceea ce el dorește. Noi propunem, clientul când caută, el ba se uită la una, ba se uită la alta, ba se uită la trei, noi găsim fix ceea ce el caută. Cumva le simplificați munca de căutare și în plus să se mai asigură și partea asta de verificare a imobilului cu toate actele să fie în regulă. Virgiliu, eu îți mulțumesc tare frumos pentru informații. Și eu vă mulțumesc frumos. Ai făcut lumină și claritate cumva în decizia tuturor celor de acasă. Încercați să fiți foarte bine documentați și înainte de a merge să apelați la sfaturile unui agent imobiliar, să vă setați anumite priorități ca să le oferiți, să le furnizați toate doleanțele dumneavoastră.